Stăteam azi dimineață pe budă și mă gândeam la sensul vieții. Nu l-am găsit, dar în mai puțin de 10 minute mi-am dat seama care este sensul acestei aplicații. Pentru că dacă cineva din jurul tău vorbește mai urât decât de obicei, să știi că stă pe Threads și s-a umflat libertatea de exprimare în el. Sau poate cineva este mult mai vesel decât de obicei și ăla stă pe Threads și râde de cei care o duc mai rău decât el, de parcă ăsta ar fi sensul vieții pentru cei cu mai puține țigle pe casă. Gașca ta de prieteni este mahmură? Nu e de la băutură, stai liniștit, nu e de la petrecerile pe care le dau noaptea, pentru că stau pe Threads. Și știi cum e, FOMO este încă dictatorul suprem al vieții tuturor. Știi vorba aia, las că dorm pe lumea ailaltă. După câteva zile petrecute pe Threads, mai mult să citesc, am dat un bună ziua și am stat frumos la ușă ca să văd ce scandal e acolo, mi-am dat seama de unele lucruri. Dacă nu ai fost agățat și tu de trenul ăsta care a venit cu 500 de km la oră, Threads este o nouă aplicație. Este de fapt o copie a lui Twitter. Practic, Facebook a copiat din nou o aplicație. A fost lansată cam acum 3 luni de zile în Europa și și-a luat ban rapid din cauza GDPR-ului, dar na, avocații au stat pe la ușa Comisiei Europene și uite că acum avem și noi Threads. Să fim fericiți. Doar zic. Așadar, de pe 14 decembrie avem impresia cu toții că am redescoperit internetul și toată lumea și-a făcut cont că na, nu poți să ignori notificările de la Instagram care te bâzie acolo la cap. Vezi că cutărică e pe Threads și uite ce a postat pe Threads, ți apar acolo deasupra, sub story-uri. Întrebările sunt ca întotdeauna. Cu ce se mănâncă aplicația asta? Cum funcționează? Nu știu ce să zic, poate așa spargi gheața la un anumit IQ? Bine, cred că e și asta o strategie să faci pe oameni să facă engagement, să-ți comenteze, să-ți răspundă la întrebare, să te facă prost, pentru că asta se întâmplă de cele mai multe ori. Și cred că e într-adevăr o metodă foarte bună de a atrage pe cei care n-au nimic de spus să se enerveze și să spună, bă, da, citește și tu manualul, sau uite-te la ceilalți cum fac, dar să spună ceva, că ideea e să strângi cât mai multe comentarii în cât mai puțin timp, ca algoritmul să te bage în seamă. Și dacă te-a băgat în seamă, automat o să te arate la mai mulți. La fel și la fotografii. Dar fără sfârcuri, te rog, că suntem pe Instagram și Instagramul nu ne acceptă așa ceva. Dar totuși, e ok să pui poze cu tine ieșind din baie și să spui că... Asta e totuși excepția de la regula normală de catfishing cu care ne-am obișnuit deja pe tot social media de când a fost inventat ea. Da, este pentru băieții fără nevastă sau fără minte. Că na, nu te pui cu ăia luați. Tu ești fată cu minte. Apropo de țâțe. Unii se plâng că au ajuns aici femeile cu hormoni în cap. Păi, na, pe ce a fost construit de fapt internetul? Pe asta s-a pus cărămidă cu cărămidă, pe formele voluptoase, pe catfishing, pe teasing, pe porn. Sexul vinde și a făcut-o întotdeauna, din mezozoic și se aplică la toate animalele. Challenge-urile sunt la ele acasă și sunt din ce în ce mai penibile. Trimiteți mesaje nasoale cu voce și cel mai nasol o să primească follow de la mine. Pe de altă parte, te ieși de influencer ca să vezi dacă primești bloc. Influencerii sunt aia care au cea mai multă influență asupra vieții tale. Sunt aia pe care îi urmărești tu în fiecare zi să vezi dacă nu cumva fac vreo boacănă ca să spui eu sunt mai bun ca el. Bine, unii influencer sunt cei care stau cu tastatura în brațe și evită viața reală, că din viața reală de pe stradă nu-ți iei follow de la oamenii care te urmăresc când te iei de cineva. Eventual îți dă un bloc și un cancel de te ridici după 2 ore de pe trotuar. E ușor să enervezi pe cineva atunci când nu-l cunoști. Nu știi dacă a avut o zi proastă, acasă, în familie sau poate în viața profesională. Pur și simplu îi arunci momeala și după aia când mușcă și spune tâmpenie, ia uite cum l-am făcut pe fraier. Ia uite ce fel de om este. N-ai nici cea mai mică idee prin ce trec oamenii când le aplici o corecție verbală. Cum vor răspunde dacă cumva le sare muștarul? Dar o faci, pentru că și tu de cele mai multe ori te simți la fel. Pentru că așa ți s-a întâmplat și ție. Ai o senzație din aia sadică de satisfacție când cineva suferă mai mult ca tine. E în gena noastră de popor să ne atacăm și după aia să facem mișto de asta. Stai un pic. Să ne atacăm? Ah, stai. A te ataca nu este un verb. Nu există în gramatică. Cineva te atacă pe tine și tu ripostezi. Ia uite și pe ăsta ce fătălău e. Că i-am zis să cânte la altă masă și m-am luat și de papuci și de dinții și de chelia și de burta lui. De parcă omul ăla n-a auzit toată viața chestia asta. De parcă toată viața lui nu s-a luat cineva de comportamentul lui, de modul cum vorbește, de modul cum arată. Și acum... mai vii tu de pe internet dintr-o singură poză. Pe de altă parte, suntem niște fătălăi. Suntem mult mai preocupați de propria noastră imagine, de fațada casei, decât ce se află înăuntru, ce am construit, ce facem în continuare în viață. Ce n-am văzut aici sunt provocări din alea stupide și întrebări, de pe stradă. Că lupta aici se duce de pe tastatură sau din fața, din spatele ei, indiferent cum ai stat tu cu picioarele în sus la calculator. Laptop, scuză-mă, că
calculator este prea antic. Între timp, Facebook se laudă cu aplicația de social media cu cea mai mare creștere din lume. Păi normal, când ai miliarde de oameni și le spui, hei, am mai deschis o aplicație, ți-am făcut și cont deja, trebuie doar să intri să confirm contul că deja ți-au dat 500 de oameni follow. Te recomand aplicația și prietenilor și urmăritorilor tăi, chiar dacă tu nu ai cont de Threads, apare acolo sus între story-uri și posturile normale de pe Instagram. Așadar, cum vi se pare vestul sălbatic? Are un viitor? Eu cred că da, dar poate nu în sensul la care te gândești tu. Poate are un viitor la fel de frumos ca 4chan sau ca Reddit, unde lucrurile s-au mai aranjat puțin. Doar acolo am văzut atât de multă agresivitate susținută în mare parte de spiritul de turmă și de faptul că scrii din spatele unui pseudonim, deși ești tot pe internet și regulile se aplică la fel pentru orice platformă. Bine, și la Revoluție, dar ăla să spunem că a fost un rău necesar, nu pentru cei care au murit atunci. Ține de noi ce construim aici. Ține de noi dacă asta o să fie o platformă de făcut mișto. Ține de noi dacă asta o să fie platformă de expus mincinoșii, pentru că și asta este o variantă. Ține de noi dacă aici o să învățăm o grămadă de chestii interesante sau o să ne distrăm, să ne amuzăm pe seama altora. Poate să fie într-adevăr arma letală împotriva celor pe care nu îi suportăm, dar trebuie să fie și cumva justificată. Nu așa gratuită. E ușor să intri în flama asta și să te agiți și tu să înjuri pe cineva, doar pentru că poți. Cred că totuși n-aș vrea să fie o groapă în care te afunzi și cu orele și cu sufletul. Aș vrea să fie ceva mai mult de atât și doar tu poți să spui când te oprești și schimbi placa. Nu, Threads nu e Twitter. La început pe Twitter nu se postau chestiile astea stupide, ci se postau meme-uri și citate de la oameni care au murit acum 100 de ani. N-a fost niciodată atât de mult hate și a fost mai multă creație și colaborare acolo și este în continuare. Pe X, adică pe Twitter, este un munte de informații dacă știi ce să cauți. Momentan pe Threads nu prea există așa ceva. Sunt câțiva creatori care încearcă să schimbe puțin direcția discuției, dar momentan nu reușesc, pentru că oamenii au în general nevoie de un loc unde să refuleze. Să vedem însă dacă acești oameni, cei care încearcă să creeze ceva și să învețe pe alții ceea ce știu ei mai bine, dacă au suficientă răbdare să stea și pe încă o platformă, una care le necesită mai mult timp și mai multă atenție, pentru că parcă partea de scris a rămas totuși mai personală decât un video sau chiar și un mesaj vocal. Dacă vrei însă bârfă, ai ajuns unde trebuie, o să-ți trebuiască o viață întreagă ca să citești tot ce se scrie aici. E decizia ta dacă stai și ai răbdare sau ștergi aplicația și uiți de Threads. Și e greu de crezut, din moment ce mulți dintre noi nu avem suficientă dramă în viața de zi cu zi. Acum sunt tare curios, cum ți se pare aplicația? Ai intrat pe ea? Ți-ai făcut cont? Ai citit ceva ce scrie acolo? Bine, poți să intri și fără să-ți faci cont. Lasă-mi un comentariu mai jos și spune-mi dacă ai încercat haosul ăsta. Și cum ți se pare până acum? Crezi că poate fi schimbat? Crezi că ăsta este viitorul Threads? Eu nu. Eu cred că se vor mai modera lucrurile și poate ne împărțim pe grupuri. Aia care vor să citească, să învețe și aia care vor să facă mișto. Că se poate. Peste tot se poate. Sigur vine Instagram, pardon, Threads, Meta, cu un update. Cam atât. Asta e părerea mea despre Threads, despre aplicația asta interesantă pe care n-am mai deschis-o de vreo două zile, pentru că pur și simplu n-am găsit nimic util acolo și scopul meu a fost și este întotdeauna să învăț ceva nou. Chiar dacă e ceva stupid, chiar dacă e ceva care probabil ar fi trebuit să știu până la 40 de ani, prefer să-l învăț acum decât niciodată. Dacă ți-a plăcut acest video, cam atât. Numai bine!